am revenit în această seară cu un videoclip în care vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat eu de la reduceri în luna ianuarie. Ce urmează să vă arăt v-am arătat deja și pe Instagram, însă știu că multe persoane nu mă urmăresc pe Instagram și probabil ați vrea să vedeți. Pe de altă parte știu că unele persoane vor să vadă cât mai multe hauluri, așa că am zis de ce nu, haide să filmez. Și am atât produse cosmetice cât și accesorii și când zic accesorii mă refer la încălțăminte. Pentru mine încălțămintea e un accesoriu pentru că întotdeauna îmi place să accesorizez ținuta cu o pereche de pantofi care să se potrivească sau papuși sau orice altceva, așa că o să le consider accesorii. Și bineînțeles voi începe cu cosmeticele pentru că probabil astea sunt de interes comun pentru toată lumea. Și am aici în față două punguțe de la Sephora pentru că în Sephora mi-am făcut eu cumpărăturile acum în ianuarie. Prima este cam așa, punguța, și aici am mai multe chestii decât în cea de-a doua. Însă am să încerc să o țin cumva aici în fața mea și să încep să scot produsele. Ei bine, primul produs pe care vreau să vi-l arăt este un produs pe care mi-l doream de foarte multă vreme să-l încerc. L-am văzut la toată lumea în online, toată lumea lăuda și am zis ok, trebuie și eu să-l încerc, să văd ce e de capul lui. Și este vorba despre un balsam de buze de la Lano Lips. Eu pe acesta l-am luat în varianta cu mere verzi pentru că aceasta mi s-a părut mai interesantă și din cele care erau la reducere, era și el printre ele. Mai erau, dacă nu mă înșel, încă două tipuri de balsam de la Lano Lips. Știți că au mai multe tipuri cu mai multe arome sau diferite avantaje pe care le aveți în urma folosirii lui. Așa că am zis că mi le-au păstat cu mere verzi pentru că mie îmi plac merele verzi. Nu mai știu exact cât am dat pe el. De fapt, ia stați că am bonul pe aici, pe undeva. Nu știu dacă e ăsta. Da, acesta este. Deci am găsit și bunul. Acesta a fost 38,50. Deci eu zic că e o super afacere, ținând cont că are 10 grame și o să țină o grămadă de timp. Asta dacă nu o să-l mănânc. Pentru că încă nu am încercat nimic din ce aici decât o mostră și o să vă spun despre ea la momentul respectiv. Acum am să las acest produs deoparte și am să vi-l arăt pe următorul. Îmi doream de foarte multă vreme să încerc Tangle Teaser, minunata perie de păr care nu trage părul, care îl descâlcește, care nu-l rupe și așa mai departe. Ei bine, pe aceasta la fel am dat ceva mai puțin pentru că am prins-o la reducere și să mă uit din nou pe bon. Am dat pe ea 62,50. Nu știu exact cât era la prețul întreg, nu m-am uitat foarte atent, însă atât am dat eu pe el și pe această perie, nu pe el, pe ea. Este și pe roz și cu sclipici și m-am bucurat enorm de tare când am văzut că am găsit una pe roz și cu sclipici. Și sunt tare curioasă să văd cum este, pentru că eu am avut un gen de Tangle Teaser, o imitație, dacă vreți voi să-i spuneți, de la Oriflame și foarte multe branduri acum au scos genul acesta de perii care sunt mult, mult mai ieftine. Eu am avut-o pe aceea, am avut-o de două ori chiar și am zis hai să văd cum este și originalul. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare destul de mult pentru o perie. Și, da, nu știu, acum să vedem, să o încerc și ținând cont că a fost și redus, am zis, haide, mă, că acum e momentul să-mi fac curaj să cheltui banii pe ea. Nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt genul de persoană care cheltuie mulți bani pe anumite lucruri, dar pe anumite lucruri, nu știu, nu vreau să cheltui mulți bani pe anumite lucruri, nu știu de ce. Am eu, așa, toate chestiile pe categorii, pe astea dau mai mulți bani, pe astea nu dau mai mult de atât, pe astea dau mai puțin, pe astea nu dau deloc și așa mai departe. Acum fiecare cum gândește. Următorul produs este un cleanser de la Benefit. Nici pe acesta nu l-am mai încercat, nici nu l-am desfăcut din ambalaj și uite, am să încerc cu voi acum. Acesta nu a fost la reducere, acesta a fost 110 lei și este cam așa. Pur și simplu este un cleanser la tub, are 127,5 grame. Mamă, ce cantitate, da, interesant. Și motivul pentru care am încercat acest cleanser, pe lângă faptul că am vrut să-l încerc, este pentru că înainte de Crăciun, cam cu vreo lună, cred că în noiembrie, când s-a deschis noul mall în Sibiu,
Atunci m-am dus prin Sephora și am cumpărat mai multe chestii. Printre care și un set cu produse de skincare de la Benefit, din gama aceasta. Smoothie Off este acesta. Și acolo am produse mini și am zis eu, ok, când o să încep acea rutină, o să-mi trebuiască și un cleanser. Mie îmi place să folosesc rutina de skincare să fie de la același brand. Mi se pare că așa poți obții cel mai bun rezultat. Nu să ai o cremă de la un brand, o altă cremă de la un alt brand și așa mai departe. Nu știu, asta este părerea mea personală, asta a funcționat pe mine și cu asta merg mai departe. Și de aceea am zis să cumpăr și un cleanser ca să văd cum o să funcționeze această rutină și cum va fi. Următorul produs pe care l-am eu aici este acesta. Este un accesoriu, de fapt, și este un set cu Invisibubble. Dacă cumva nu ați auzit ce este Invisibubble, practic sunt niște elastice din cauciuc, cred eu, care s-ar presupune că ți-ar strânge părul foarte bine acolo, în coadă, fără să ți-l rupă, fără să ți-l strice și așa mai departe. O să vedem, nu le-am încercat încă, dar nu am așteptări foarte mari, pentru că eu am părul foarte moale, așa că o să le supun la teste. Pentru că sunt 3. Deci sunt 3 în această cutiuță și o să vedem. Acestea au fost 24, da, au fost 24 de lei. Erau și pe alte nuanțe, pe alte culori, erau și mai groase, mai mari. Eu le-am luat pe cele mai subțiri pentru că păr moale. Și știu că erau celelalte și mai scumpe. Acestea nu au fost la reducere, dar erau și cu 30 și ceva de lei un set din acesta. Deci cea mai bună variantă este să mergeți și să vedeți ce vă place vouă. Iar ultimul produs din această punguță pe care l-am cumpărat, ups, era să cadă plăsuța, este acest glitter, marca Sephora. Este un glitter, un eyeliner cu glitter auriu. Acesta a fost undeva la 35 de lei, dacă nu mă înșel. Da, 35,50. Mi l-am cumpărat pentru că de foarte multe ori mi-am dorit să-mi fac un cut crease și să pun acolo un eyeliner cu sclipici și aveam doar sidefate, nu cu sclipici, să fie glitter acolo, bucăți de glitter să se vadă fain. Și atât de mult îmi pare rău că nu l-am mai prins pe cel argintiu, pentru că voiam să mi le cumpăr pe amândouă, însă o să fiu cu ochii pe magazin și când o să le bage din nou în stoc, sper să le bage din nou în stoc, o să mi le iau și pe cel argintiu, pentru că, nu știu, mi se par super ok ca și preț. Cantitatea o să vă ajungă extraordinar de mult timp și o particulele astea de glitter destul de mari. Plus că l-am văzut acest eyeliner și în machiajele altor fete și am văzut cât de pigmentat este și cum este. Deci, practic, asta m-a convins să-l cumpăr. Și în această punguță nu mai am produse, însă am mostre. Două mostre din acestea de parfum, una a rămas la fratele meu, una am să-i dau lui Andrei, pe aceasta mai exact, și este de la Givenchy, o apă de parfum care miroase trăsneta. Așa de mult îmi place cum miroase parfumul ăsta, așa că da, dar este de bărbați, de aceea nu sunt pentru mine. Și aici mai am două mostre, le-am rugat pe fetele de acolo, din magazin, să-mi dea o mostră de la Estée Lauder Double Wear, pentru că eu am mai avut o mostră și nu mi s-a potrivit în totalitate și am vrut o altă nuanță să o încerc, să văd cum este. El îmi place cum se simte pe ten, însă vreau să-mi găsesc exact nuanța mea înainte să mă duc să cumpăr fondul de ten, pentru că este un fond de ten destul de scumpicel și nu vreau să dau banii pe el și după, știi, nu mi se potrivește nuanța, o să-l las în dulap. Nu. Așa că mai bine le încerc. Iar aici am o mostră de la minunata cremă Cicaper. Dacă cumva nu ați auzit de ea, înseamnă că nu o urmăriți pe Iguanița. Iguanița este o tipă din Sibiu foarte ca lumea. Și bine, ea a stat în Cluj, apoi s-a mutat în București. În orice caz, a avut și blog, are și canal de YouTube, dar cel mai și cel mai mult postează pe Instagram, pe Insta Stories, și o să vedeți acolo părerile ei despre orice chestie, mai ales pe partea de skincare, dar și pe machiaj, pentru că ea chiar se machiază foarte, foarte mult și foarte fain. Și ea vorbea foarte mult despre această cremă Cicaper și am zis ok. Ea a lăudat-o, alte fete au lăudat această cremă, însă, ținând cont că fiecare din noi avem tenul diferit, am zis, mă duc în magazin, o să iau o mostră de la această cremă, o să încerc și dacă îmi place, o să o cumpăr. Așa am făcut. M-am dus în magazin, am luat o mostră, am încercat-o de câteva ori și apoi am cumpărat-o, ce să vedeți. De aceea m-am întors în magazin pentru a doua chestie, pentru a doua plăsuță, a doua tură de cumpărături, ca să zic așa, și am luat crema.
Este varianta mini. Aceasta a fost 64 de lei, nu a fost la reducere, însă dacă reușesc eu să o scot așa rapid, că aici pe cutiuța asta nu am văzut gramajul ei și m-ar fi interesat, dar în orice caz eu așa zic că este varianta mini, pentru că varianta mare știu că costă undeva la 100 și ceva de lei. Deci ea arată cam așa. Dacă o puteți voi vedea acolo. Este o cremă de la Dr. Jart și încerc acum totuși să găsesc o cantitate. 15 ml. Deci da, este varianta mini, dar cred că o să-mi ajungă o groază de timp, pentru că eu din mostra aceasta m-am dat cred că de vreo 3 sau 4 ori și credeți-mă, am pus la cremă pe față și încă este aproape plină. Deci o să ajungă foarte mult timp această variantă, plus că o să-mi fie de mare ajutor în momentul în care o să plec pe undeva și o să o iau cu mine. Și motivul pentru care este această cremă atât de lăudată este că este o cremă verde care are SPF în ea, are textură foarte groasă și în momentul în care o aplicați pe față, ea fiind verde, vă neutralizează tenul. Și în cazul în care aveți pete roșii sau pete de la coșturișuri și așa mai departe, le uniformizează. Nu dă o acoperire ca la un fond de ten normal, pentru că este o cremă, însă uniformizează tenul și de multe ori nu mai ai nevoie să te machiezi, să mai pui fond de ten dacă aplici această cremă. Și partea faină este că are SPF și nu lucește. Pe tenul meu, cel puțin, este super mată. Și pentru că m-am dus să cumpăr această cremă, de fapt nici nu m-am dus cu gândul să o cumpăr direct, pentru nu știam exact ce să fac, dacă o să o cumpăr sau nu. Preferam să-mi cumpăr altceva, m-am dus prin magazin, m-am uitat, nu mi-a mai atras nimic atenția decât acest set. Mă rog, nu că mi-a atras atenția, însă toată lumea a vorbit despre el și ținând cont că eu îmi doream de foarte mult timp iluminatorul acesta, m-am dus să cumpăr setul și am cumpărat și crema. Acum, revenind la acest set, a fost 119 lei, este un set de la Fenty Beauty și este cu renumitul Diamond Bomb, iluminatorul acela cu sclipici și un gloss. Sunt în variante mini, bineînțeles, poate le vedeți voi aici, dar cred că se reflectă puțin lumina din cauza la iluminator. Îmi place iluminatorul ăsta atât de mult, mamă! Deci atât de mult îmi place, nu este un iluminator pe care să-l purtați de zi cu zi, însă particulele alea de sclipici și cum arată, nu știu, mi se pare că puteți să-l folosiți și pe pleoapă în momentul în care vă machiați și mi se pare ceva super, super fain. Cu glossul nu l-am încercat încă, nu știu cum mai, știu doar că are o consistență așa mai groasă și puțin lipicioasă, însă vom vedea pe parcurs cum o să fie. Și cam astea au fost produsele cosmetice. Am menționat mai înainte că și de Crăciun am mai făcut cumpărături, am făcut cumpărături și de Black Friday, doar că nu am făcut un haul pentru că mi se păreau super puține chestii și nu știu, am zis că nu vi le arăt dacă sunt super puține și să fac un clip de 2 minute, însă vi le-am arătat pe Insta Stories. Deci este un lucru bun să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că acolo arăt când cumpăr ceva sau când primesc vreun pachet de PR sau ceva, acolo arăt întotdeauna și povestim puțin, puțin mai mult. Acum, ce am mai cumpărat de la reduceri este de la un singur brand și înainte să vă arăt ce este, vreau să vă povestesc 2-3 chestii. V-am spus la începutul clipului că este vorba despre papuci. Mai exact despre niște perechi de pantofi, pentru că nu este vorba de o pereche, este vorba de 5 perechi de pantofi. 5! Nu sunt nebună, dar da, mi-am luat 5 perechi de pantofi. Unul la mână, eu am piciorul foarte, foarte micuț și îmi găsesc extrem de greu pantofi, iar atunci când găsesc, îmi cumpăr. Îmi cumpăr ca să am un stoc acolo făcut și să le-am mai mult timp. 2. Au fost la un super, super preț și 3. A fost o ofertă, ținând cont că a fost ianuarie, puteai să iei 2 perechi și pe a 3-a gratuită. Sau dacă cumpărai 2 perechi doar, de fapt nu, da, să cumperi 3 perechi, dar a 3-a o cumpărai gratuită și plăteai doar primele 2, sau mai era încă o ofertă dacă îți cumpărai 2 perechi de pantofi și la a 2-a pereche aveai 50% reducere. Însă eu am optat pentru oferta cu 3 perechi și poate vă gândiți, ok, 3 perechi ar veni 6 ca să poți beneficia de ofertă, tu ai 5 și așa mai departe. Însă eu am 5 perechi de pantofi și i-am cumpărat mamei mele o pereche de ghete, ceea ce înseamnă că s-au făcut 6 perechi și 4 le-am plătit și 2 le-am primit cadou. M-am întors acasă, nu vă spun cum, cu plase din astea imense pe care nici nu puteam să le car, m-a ajutat Andrei, dar da, este vorba despre brandul CCC.
Eu ador acest brand din mai multe puncte de vedere. Întotdeauna când merg în magazin, găsesc ceva care să-mi atragă atenția. Bineînțeles, nu întotdeauna găsesc mărimea 35 pentru mini, nu aici de față, însă întotdeauna găsesc ceva ce să-mi placă și dacă îmi place un lucru, ori le întreb pe fete dacă aduc mărimea, ori merg după aproape zilnic ca să văd dacă vă refac stocul, ori ceva fac numai ca să pun mâna pe papucii respectivi. Și de multe ori s-a întâmplat să nu se refacă stocurile, bineînțeles, însă partea bună acum este că, având încă un mall în Sibiu, sunt două magazine de CCC și dacă într-unul nu găsesc ceva, mă duc în celălalt și cu siguranță găsesc acolo. Și aici fac referire la mărime, ceea ce mie îmi place enorm, enorm de mult. Și acum haideți să vă arăt papucii. Pentru că toate 5 perechile sunt pantofi. Mai degrabă sândăluțe, dar cu toc. Prima pereche este cam așa. Este o pereche clasică din punctul meu de vedere, pentru că este simplă, sandala este simplă și nu are briz-brizuri sau chestii și așa mai departe. Are pur și simplu o breteluță aici și pur și simplu banda aceasta de aici din față de la picior. Ele au fost 114 lei, 114,90 fiecare și mi-am luat prima pereche așa, pe negru. Bineînțeles, mărimea 35, după cum am spus, ele se văd mult, mult mai frumoase în picioare, dar și așa se poate vedea tocul, mica platformă de aici din față și cum sunt ele lucrate și sunt foarte, foarte comode. Deci partea aceasta de aici are un burete extraordinar, deci eu n-am mai probat pantofi așa de faini niciodată. Deci sunt foarte faini și mai era încă o pereche de pantofi care mi-a atras atenția și îmi plăcea foarte mult, însă am probat 35 și mi-era mare pentru că erau stiletto pantofii aceia și de obicei pantofii stiletto au tendința să-mi scape din picior pentru că sunt alungiți puțin și la stiletto ar trebui să-mi iau mărimea 34 ca să-mi fie mie bună. Dar lăsând poveștile astea la o parte, se trece la a doua pereche, care este o pereche pe roșu. Da? Același model, aceleași sandale, doar că pe roșu. Îmi caut o pereche de sandale sau pantofi roșii care să-mi vină bine, care să fie comod și care să fie frumoși, 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 din clasa a 8-a. Știți cât timp a trecut de atunci? 7 ani, 7 ani și puțin. Deci eu din clasa a 8-a nu-mi găseam papuci nici cum pe roșu, care să-mi fie buni, să mi se potrivească, să-mi placă, să fie și cât de cât comozi. Și da, chiar dacă sunt înalt și nu i-am purtat încă o zi întreagă ca să văd cum este, îmi pot da seama după acest burețel că e ok. Atâta tot că sper să n-o să mă jeneze aici la gleznă din cauza acestei catarame, însă sunt atât de drăgălași, sunt atât de faini. Vine să dorm noaptea cu ei în pat, deci atât de bucuroasă sunt și atât de bucuroasă am fost în momentul în care am fost în magazin și le-am cumpărat, încât săream pe acolo un sus de bucurie. Și acum trebuie să aduc celelalte trei perechi pentru că nu sunt chiar lângă mine, așa că pauză 2 secunde. Gata, am revenit, i-am luat aici lângă mine și a treia pereche este aceeași pereche de sandale, doar că pe roz. Deci vă dați seama cât de fericit am fost că am găsit sandalele astea, da? Vă puteți da seama. Și bineînțeles, nu putea să lipsească rozul pentru că eu sunt moartă după roz și trebuia să fie acolo în prim plan pentru că îmi place foarte mult culoarea și în al doilea rând pentru că am foarte multe haine roz cu care să îi pot asorta. Este un roz așa prăfuit și foarte, foarte frumos. Mai am o pereche de pantofi, aceia chiar sunt pantofi, tot pe această nuanță și am zis că o pereche de sandale pe aceeași nuanță nu strică niciodată, nu? Ok, și pe lângă astea, roz, roșii și negre, mai am încă două perechi și anume, una pe turcoaz, deci da, aceeași pereche de sandale, una pe turcoaz care la fel arată super, super, super bine, același toc, același preț, aceeași mărime, nu am altceva ce să vă spun decât că mi-a plăcut foarte mult culoarea și niciodată n-am avut pantofi în această culoare, așa că întotdeauna e bine să încerci ceva nou. Și ultima pereche este aceasta. Pe galben. Pe galben. Nu pot să zic că urăsc culoarea asta, nici că nu-mi place, dar nici că îmi place. Este o culoare frumoasă pe care aș purta-o, însă nu e preferata mea și nu o caut în mod special la haine. Însă, în momentul în care am văzut că aceste sandale îmi plac, că aceste sandale îmi sunt bune și așa mai departe, am zis, ok,
dacă tot cumpăr aceste sandale, hai să cumpăr toate nuanțele. Deci la aceste sandale au fost 5 nuanțe disponibile, negru, roșu, roz, turcoaz și galben. Le-am cumpărat pe toate 5 să mă asigur că am stocul asigurat la sandale, slash pantofi, cum vreți voi, și că o să am la fiecare ținută pe care vreau eu să o port așa mai elegant, o pereche de pantofi cu care să le asortez ținutele. Deci da, îmi plac foarte, foarte mult și cu siguranță o să le găsesc o ținută la care să-i asortez, pentru că v-am spus că hainele mele nu prea sunt așa colorate, sunt doar în culorile care îmi plac, dar deja știu cam cu ce ar merge. Și cam asta este și cu aceste sandale cu papuci. Mă repet, eu când găsesc mărimea mea trebuie să își fac tot ce găsesc, pentru că altfel rămân fără și de asta s-a întâmplat și chestiunea aceasta. Și îmi place foarte, foarte, foarte mult. Eu magazinul CCC îl frecventez de ani de zile, întotdeauna mi-am găsit ceva acolo la ei, ceva fain mărimea mea, așa că, da. În cazul în care vreți papuci accesibil, la preț, și mai ieftin și mai scump, găsiți tot ce vreți acolo în magazin, dar și accesorii, genți și eu știu altceva ce, puteți să mergeți și găsiți acolo, sigur găsiți ceva care să vă placă, așa că puteți să aruncați un ochi. Sephora cred că deja este epuizat subiectul, adică toată lumea știe de Sephora și știe cam ce branduri să găsesc în magazin și mă bucur că am reușit să pun mâna pe acestea, pentru că nu îmi doream ceva anume sau aveam nevoie de ceva anume, pur și simplu m-am dus și am cheltuit banii. Pur și simplu mi-am luat ce am considerat că o să folosesc și că vreau să încerc. Așa că nu o să mai lungesc povestea. Vă mulțumesc foarte, foarte mult de vizionare. Sper că v-a plăcut. Știu că în general vă plac haulurile, însă de obicei cumpăr chestiile treptat, nu cumpăr mai multe deodată și de aceea nu am cum să adun de un haul. Și de multe ori, dacă adun produse destul de multe pentru un haul, uit de obicei să pun toate lucrurile, pentru că dacă le strâng, de exemplu, pe parcursul la 3-4 luni, e cam nasol când vreau să filmez, pentru că nu mai știu oare ce am cumpărat, oare ce am făcut, nu știu ce, oare... De asta vă invit să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo o să vedeți în timp real când o să-mi cumpăr ceva. Dar uite că din când în când, când sunt reduceri, când e Black Friday, când e ceva mai așa, nu știu, o lună de reduceri, ca să zicem așa, sau uite cum am venit din America, sau cum am inclus în vlogul de la Leipzig, Praga și Viena, da? Și acolo am inclus un haul, da, așa o să fac, o să fac tot timpul, pentru că sunt mai multe produse deodată și filmez atunci și după le distribui la locurile lor și încep să le folosesc dacă e vorba de cosmetice. Așa că eu vă mulțumesc mult, 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 mult de tot pentru această vizionare. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, aveți link-urile în descriere ca de obicei. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii în cazul în care v-ați cumpărat și voi unul dintre aceste produse sau cu ce v-ați cumpărat voi de la reducere în această lună, luna ianuarie, care abia a trecut. Și rămâne să ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa, pa!